Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. HDC nu au participat Nazmi și Nanuka la noaptea de rămas bună a lui Halil? Întâlnirea mult așteptată a avut loc aseară. Plecarea lui Halil Brahim Ceyhan din seria Emanet a fost aproape sărbătorită. Deci detaliile acestei nopți de rămas bun nu vor să fie împărtășite presei, imaginile continuă să sosească. Cine este și cine nu este noapte, am investigat totul pentru tine. Deși nu există o declarație definitivă că Halil Brahim Ceyhan a plecat pentru a nu scădea ratingurile de audiență ale episoadelor rămase din serialul Emanet, Halil Brahim Ceyhan afirmă clar că a părăsit platoul Emanet cu mesajele pe care le-a distribuit pe rețelele sale de socializare. Au fost multe probleme care l-au rupt pe Halil Brahim Ceyhan în timpul acestui proces de separare. În primul rând, aș dori să vorbesc despre aceste probleme. Halil Brahim Ceyhan primește reacții foarte dure de la Ayhan Ozen și Nazmi Yılmaz în timpul procesului de separare. Aceste reacții merg până la presiune. Nanuka Stambolishvili este cea care a făcut cele mai multe pagube în acest proces. Nanuka Stambolishvili decide să nu participe la noaptea de rămas bună a lui Halil Brahim Ceyhan. Doar jucătorii noi participă la această seară organizată pentru Halil Brahim Ceyhan. Această parte este foarte ironică. Într-un spectacol la care ai lucrat atâția ani, doar actorii noi sunt concediați. Bănuiesc că nici Halil Brahim Ceyhan nu se aștepta la un astfel de rămas bun. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!